Dacă facem o analiză în contextul anului 2016, atunci putem spune că aceste rezultate sunt mulțumitoare și putem să ne le asumăm așa cum sunt cifrele, așa cum arată cifrele. Dacă ne uităm și la ce s-a întâmplat după alegeri, în urma negocierilor și în urma alegerii președinților consiliilor județene, putem spune că am obținut un rezultat mult mai bun decât am avut în 2012-2016, fiindcă în acest moment noi conducem 5 județe și în mandatul 2012-2016 am condus 2 județe și este un lucru important, este o schimbare, zic eu, extrem de importantă. Avem peste 200 de viceprimari după discuții, după negocieri și, bineînțeles, la nivelul primarilor suntem cam acolo unde am fost în 2012. Dacă vrem să fim foarte sinceri cu noi înșine, atunci trebuie să facem și o altă analiză. Putem să comparăm rezultatele anului 2016 cu cele din 2012 și mai ales prezența la vot. Și atunci nu avem de ce să fim extrem de mulțumiți, fiindcă și la noi mobilizarea a fost mai modestă, prezența a fost mai mică și am pierdut voturi în număr de voturi destul de mare dacă am face o comparație, în jur de 80.000 de voturi. Deci asta din cauza că a fost o prezență mai slabă și prezența se mișcă cam așa cum este și la nivel național. Noi nu facem o prezență mai bună sau mai slabă. Dacă ne uităm la o altă cifră și e vorba de ponderea populației maghiare în diferite județe și mobilizarea față de această pondere, se vede care sunt județele care au avut o performanță mai bună și care sunt județele cu o performanță mai slabă și de aici putem pleca sigur când vom face strategia de mobilizare pentru alegerile parlamentare. Dar eu sunt mulțumit cu aceste rezultate, fiindcă ceea ce noi am dorit să fim prezenți în toate consiliile locale și județene, acolo unde trăiesc maghiari, trăiesc comunități importante, s-a realizat și ceea ce am dorit să facem și reușim să facem, sunt convins, de a sluji interesul comun, interesul populației, interesul fiecărui om din localitatea în care trăiește, fiindcă până la urmă asta este scopul unui om politic, de a sluji interesele comunității.